Please, allow me to show you something. Salut! În clipul de azi vă voi arăta cum fac revizia la Seatul meu Toledo din 2018. Miarul meu are motor de 1000. Da, trebuie să menționez și asta, motorizarea este 1.0 TSI 210 cai. Pentru a putea să-i fac schimburile, am nevoie de o groapă sau elevator sau rampă sau orice altceva. Așa că mă voi duce la mine la curtea la țară. Ne-am acolo groapă. Primul pas trebuie să scoatem uleiul și ca să scoatem uleiul trebuie să scoatem acest scut de la motor care e prins în 9 șurubele. 2, 3 aici, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Este o piatră. Șuruburile de la scut l-am scos cu un tors de 25. Am scos toate șuruburile de la scut. Momentan se mai ține doar în astea 3 cleme. Ca să o scoatem de aici trebuie să glisăm de el în spate. Pac! Și este foarte ușor. Și avem aici filtrul de ulei. Bușonul de scurgere este fix acesta. Este un șurubel. Pentru a scoate bușonul de scurgere al uleiului, avem nevoie de o tubulare de sau cheie fixă de sau inelară de 19. Am scurs uleiul. Mă lăsăm puțin să mai picure și apoi voi scoate filtrul de ulei. Am scos filtrul de ulei. Acesta este codul original Volkswagen. La fel am luat și. Am scos filtrul de ulei cu această cheie pe care o găsiți în orice supermarket la vreo 15 lei, 10 lei. E recomandat să punem puțin ulei în filtru. Ajunge și să ungem un pic garnitura. Ca să facă priză. Gata. Și acum îl montăm pe așa. Montăm filtrul de... Mai curge puțin ulei. Filtrul de ulei. Îl strângem la mână cât de tare putem și apoi voi pune puțin cheia. Voi strânge bușonul de scurgere cu o cheie dinamometrică. Cuplul de strângere este de 30 de Nm. Până face țac. S-a făcut țac. Gata. E strâns. Am dat cu un spray de curățat frâne ca să curăț uleiul, tot uleiul care a curs pe baie. Acum voi completa cu ulei în partea de sus și voi porni motor și voi lăsa vreo 10-15 minute ca să vedem dacă cum va curge pe undeva. Și acum vă voi arăta cum se pune ulei în acest motor prăfuit. Am scos mai devreme jojea și am șters-o puțin de ulei vechi. Acest bușon se deșurubează normal. Se ridică și ca să puneți ulei, ori folosiți metoda simplă. O sticlă pusă aici. Ori dacă aveți ceva mai mare, o pânie. Eu am această pânie.
ce o voi folosi ca să nu dăm ulei pe motor. Ajută o gaură mai mare în staniolul bidonului. În sigiliu. Vom băga 4 litri de ulei. Acest ulei se găsește și la bidoane de 4 litri. Am comandat un bidon de 4 litri, dar mi-au trimis 4 de unit. Pentru seat, scrie aici. Am oprit motorul, nu avem nicio scurgere de ulei. Înseamnă că le-am strâns bine. Acum voi monta scutul de protecție înapoi și am terminat cu uleiul. Urmează filtrul de aer de la motor. Bun, acum vom schimba filtrul de aer pentru a scoate filtrul de aer de aici. În primul rând, asta este cutia filtrului de aer. Trebuie să scoatem colierul ăsta. Noi am pus o cârpă pe colier. Câtă gaură. Ca să nu zgâriem colierul. Așa. Trebuie să scoatem furtunul. Numărul 2. Care aparent e blocat. Bineînțeles. Practic trebuie să-i dăm în cap. A ieșit. Bun, următorul pas este să detașăm această țeavă. Iar în spate, lângă pompa de frână, avem încă un colier care trebuie dus în sus. Ca să nu cadă în jos, logic. La fel vom folosi un mopsul cu o cârpă. Bineînțeles, mai avem un șurub care ține toată carcasa de filtru de aer. După cum vedeți, a pus colierul în partea de sus. Doar vom ridica cutia după ce vom desface șurubul. Pentru a scoate șurubul ăsta avem nevoie de un tors de 27. Care tragem în sus. Și trageți în sus de carcasă și se desface. Pentru a ajunge la filtru trebuie să scoatem șurubele astea mici. Sunt 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Iar pentru a desface aceste șurubele avem nevoie de un tors de 25, de 25. Am slăbit toate cele 9 șuruburi care se regăsesc pe partea de jos a cutiei filtrului de aer. Nu este nevoie să le scoateți de tot din capac pentru că nu e nevoie. Iar aici avem filtrul vechi de aer. Se scoate foarte ușor. Mai mergem un sezon. Știți ce facem cu asta? La gunoi. Voi curăța puțin carcasa și voi monta filtrul nou. Acest este noul filtru de aer. Aici și să vedeți diferența dintre ele. Acest filtru l-am schimbat în urmă cu vreo 10.000 de kilometri. Vreau să zic că e negru. Se vede aici pe margini. Unde n-a trecut aerul. Așa arăta înainte cum e lângă degetul meu. Și e absolut negru. Și ăștia recomandă că filtrul de aer se schimbă la 60.000 de kilometri. Așa arată după 10.000. Nici măcar nu-l verific. Nu.
Da, nici măcar nu se verifică în servis. Grozic. Ca să montăm înapoi filtrul de aer, trebuie să băgăm întâi tulumba aia lungă pe acolo și după vom prinde, bineînțeles, cu jurăturile de rigoare, vom jura nemții. Vom jura nemții și punem întâi colierul din spate. Am prins colierul în spate, acum vom pune șurubelul înapoi. Contors de 27. Dăm furtunașul până la capăt. În partea aceasta prindem conducta, vedeți că are și două semne. Centrată. Și ultimul pas este furtunul din față. Gata. Și gata. Am schimbat și filtrul de aer. Ca idee, la reprezentanță mi-au cerut 800 și ceva de lei ca să-mi schimbe uleiul, filtrul de ulei, filtrul de aer și filtrul de polen. Iar pe mine m-au costat 370 de lei, 4 litri de ulei, filtru de ulei original, filtru de aer original și filtru de polen am luat MAN. Este un filtru biofuncțional, polifenol, ca cu polifenol, zice fratele meu. E auriu pe parte. Da, e auriu pe parte și practic e și antibacterian. Hai să-l montăm. Bun, pentru a schimba filtrul de cabină, vom intra în interiorul mașinii și sub torpedou trebuie să scoatem acest carton. Tragem cu grijă de el să nu-l rupem. Iar aici avem două cleme, două glisiere, să le zic așa, pe care trebuie să le dăm una către cealaltă. Și apoi coboară filtrul de cabină care tocmai m-a îngrozit. Ce dracu e pe el! Am jumătate de copac aici. Bine că n-am făcut curată mașina. Uitați ce e pe el. Groaznic. Groaznic. Ca să-l schimbăm de aici, doar tragem puțin în afară. Practic, filtrul este proptit în acest capac de plastic. Voi avea nevoie de două mâini să-l montez înapoi, așa că voi fi nevoie să opresc filmarea. Revin. Sensul corect de demontaj al filtrului, o să vedeți că pe el sunt niște săgețele și scrie Airflow. Dinspre partea albă, spre partea galbenă. Iar partea galbenă trebuie să fie spre aeroterma mașinii, deci spre centrul mașinii. Iar pe piesa asta care e în formă de L, pe plastic, se montează fix așa. Cum vă uitați la latura mică, partea albă în dreapta, partea galbenă în stânga. Și apoi doar îl înglisați. Îl băgați sus, trageți piedicile înapoi, stânga-dreapta, sau mă rog, față-spate. Și gata. Apoi, cu grijă, punem cartonul înapoi. Este mare inginerie. Și am terminat treaba. N-ar trebui să vă ia mai mult de, nu știu, două ore, să zic, cu tot cu așteptat să se scurgă uleiul din motor și bla bla bla. Încă sunt șocat de ce am găsit în filtrul de polen. Sper să al vostru să fie mai curat. Cam asta a fost tot. Așa se face revizia la Toledo. O poate face oricine.
uitați că tot ce faceți, faceți pe răspunderea voastră. Și cam atât. Ne vedem în clipul următor. Pa!